Ratare la mustață. Recent în sala sporturilor din Bistrița a avut loc finala campionatului național la tenis de masă pe echipe la junior 3 născuți în 1997-99. Ediția din anul acesta a fost cea de-a treia și a adunat 202 participanți, 112 băieți și 80 de fete. CSM LPS Buzău a fost reprezentată de două echipe. Prima, alcătuită din Mihai Bașturea, Dragoș Oprea și Cosmin Teodorescu, a ocupat locul 11. A doua echipă a buzoienilor, care a fost compusă din următorii tenismeni, Răzvan Călin, cu Luca Pastole, Alexandru Vrabie și Alexandru Bardoiei, au obținut locul 3, ratând astfel la mustață prezența pe tabloul oficial al competiției. Legat de această competiție, Mircea Kisling, instructor la CSM Buzău, ne-a precizat. Da, e competiția care a inaugurat sezonul competițional din 2010 la tenis de masă. Noi ne-am dus cu copii la competiție, deci mai mici cu 2-3 ani decât adversarii lor, și locul nou ocupat de prima echipă din 28 participante este, o consider personal ca de fapt și antrenorul Mircea Dinuș cu Badea au fost mulțumiți de evoluția copiilor, având în vedere că ei au fost mai mici. A fost o verificare utilă în perspectiva paletei de argint, un concurs național de copii de 8-10 ani. Toți copiii ăștia noștri sunt născuți 2000 și mai tineri și practica ne-a demonstrat că paleta de argint, o competiție care are peste 45 de ediții, e cam cum e crossul la atletism, e partea de intrare în tenisul de masă de mare performanță. Deci în decursul anului, cei care au reușit să urce pe podium la paleta de argint în probele individuale, la echipe mai depind și de altul, a demonstrat că mulți din ei au ajuns tenismeri de mare valoare. De fapt, toți tenismerii noștri care sunt la loturile naționale de seniori acum, și Filimon, și Andrei, și fetele toate de la Constanța, au câștigat medalii la paleta de argint la vremea respectivă.